Salutare tuturor, eu sunt Sergiu și astăzi vreau să vă arăt cum procedăm noi în momentul în care începem o lucrare, cum procedăm și care sunt etapele pe care le realizăm la fiecare lucrare pe care o avem. Haideți să întorc și camera să vă arăt. Avem aici de făcut o grădiniță, asta e, suntem la mansardă acum. Aici e o încăpere destul de mare, unde practic o să facem pereții. Glafurile s-au montat, colțarele le-am montat noi, glafurile nu le-am montat noi și se pare că cei care au montat glafurile nu știu să-și adune mizeria și de obicei chestiile astea rămân în sarcina noastră. Așa că țineți minte, orice faceți pe șantier, lăsați curat în urma voastră. Bun, haideți să vă arăt și etajele de mai jos, cum sunt. Da, am mai făcut câteva reparații. Între timp, la fel, cei cu șapele nu știu niciodată să facă marginea asta dreaptă și atunci ei, după ce toarnă șapa, de foarte multe ori noi suntem nevoiți să mai facem reparații, fiindcă ei nu știu să meargă în plan cu tencuiala. Mă repet, cei care face șape, învățați să faceți treaba asta corect, că altfel mie mi se pare că oricât de frumos tu ieși șapa, dacă ai avut o chestie de asta, e egal cu zero. Am montat colțare la geamuri, peste tot. La fel și în partea aceasta, coborâm jos. Jos unde avem 4 săli de clasă. Aici avem și utilajele cu care o să ne apucăm mâine de gletuit. Pompa Graco T-Max 657. Malaxorul Mix Pro 70, indispensabil de pe șantierele noastre. Mai avem gletele de la Lutil Parfait și spatulele de la Have. Amândouă sunt indispensabile de pe șantierul nostru. La fel avem și aici mizeria după cei care au montat glafurile și colțarele noastre montate. Hai să vedem și celelalte încăperi. Asta e încă o sală, practic e destul de mari sălile și atunci o să meargă destul de repede. Aici avem și un zugrav de nota 10 care repară după cei care au făcut glafurile, repară după ei. Mergem mai departe. Aici avem și un grup sanitar destul de mare și încă o sală de curs. Și mai avem un singur nivel la parter. Aici e un pic mai dezordine până mâine, ce o să strângem absolut tot, facem curățenie și după aceea ne apucăm de gletuit. Încă o sală. Altă sală. Și aici ultima sală de curs. Tencuiala e relativ bună, nu putem zice că e o tencuială rea. Bun, cam asta e lucrarea pe care noi avem. O să vă țin la curent cu absolut toate etapele pe care le facem. Practic există 8 etape, dacă nu mă înșel.
sunt montajul colțarelor, care e prima operațiune pe care o facem. După aceea urmează 3 straturi de glet, adică avem încă 3 operațiuni. După ce terminăm de gletuit, mai avem operațiunea de șlefuire a suprafețelor. După partea de șlefuire a suprafețelor, urmează partea de amorsare a suprafețelor. Deci suntem deja la a 6-a etapă. Și de la a 6-a etapă mai avem încă aplicarea grundului după amorsă, deci 7, retușuri care sunt foarte importante, fiindcă oricât de perfect ai gletui, tot îți mai apare pe perete undeva o zgârietură sau ceva, și atunci acordăm o extrem de mare importanță momentului retușurilor. Și după ce am terminat de făcut retușurile, practic, da, deja la 8, după ce am terminat de făcut retușurile, mai aplicăm încă două straturi de lavabil, ceea ce ne duce în total la 10 operațiuni pe partea de gletuit și zugrăvit. Adică 10 operațiuni care fiecare etapă necesită un timp de uscare, și atunci dacă stai să socotești o zi numai între fiecare operațiune, constați că o lucrare te duce la 20 de zile. Bineînțeles, dacă e o lucrare mai mică, atunci mai scurtezi cu 2-3 zile, că probabil poți să faci 2-3 etape eventual într-o zi, sau 2 etape într-o zi, cred că cel mult ar trebui să fie. Și atunci ar merge un pic mai repede, dar nu cu mult. Cam asta e lucrarea noastră pe care am început acum. Stați aproape, nu o să pierdeți absolut nimic. Dați un like, un share și un subscribe. Până data viitoare! Grijă mare de voi, toate cele bune și spor la treabă!